Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă primesc cu brațele deschise, așa cum sunt primiți întotdeauna oaspeții dragi. Vă invit să pregătim astăzi împreună o rețetă simplă și gustoasă. Macrou la cuptor pe pat de legume. Este o rețetă bună și pentru dietarina, pentru diabetici, pentru celiaci, pentru cei care țin o dietă pentru stomac sau orice fel de altă dietă de slăbire. Ce folosim? Am aici 3 bucăți de macrou pe care l-am spălat, l-am eviscerat, am tăiat capul și coada. Mai folosesc 750 de grame de amestec de legume congelate. În funcție de dieta pe care o țineți, vedeți ce fel de legume puteți consuma. Eu am aici un amestec din conopidă, broccoli, morcov, ardei gras. Este un amestec delicios pe care vi-l recomand. Mai folosim foarte puțină sare, deci sare foarte puțină, nu punem sare decât cât luăm cu 3-4 degete, puțin piper pentru aromă, dar puteți să nu folosiți piper, o lingură de ulei pe care o vom pune deasupra și 3-4 căței de usturoi. Puteți renunța la ulei și la usturoi. Atenție! Ne putem juca cu această rețetă în funcție de cum avem nevoie. Cum procedăm? Legumele, așezăm și peștele. Sare punem doar atât. Și în interior usturoi punem în interior la pește. Și aruncăm și peste legume. Uleiul nu este obligatoriu, dar putem folosi o lingură de ulei. Atât este suficient. Acoperim tava cu folie de aluminiu și mergem la cuptor. O temperatură de 220 de grade. Verificăm totul după jumătate de oră. Legumele sunt congelate, nu e nevoie să fie decongelate. Dacă aveți legume proaspete, le puneți dedesubt și adăugați și undeva la un 30 de ml de apă, nu mai mult. Fiind legumele congelate, eu nu pun apă pentru că ele se vor dezgheța, își vor lăsa suficientă apă. Macroul nostru este gata. Este bine pătruns, legumele sunt bine pătrunse, acum îl putem așeza pe platou. Poftiți la masă! Macrou pe pat de legume, servit cu lămâie. Nemaipomenit de gustos. Simplu, natural, fără multe pretenții. E o rețetă gustoasă pentru toată lumea. Și pentru cei care țin dietă, și pentru cei care vor să mănânce ceva simplu, rapid și gustos. Vă invit să probați rețeta. Vă garantez că o să vă placă. Se poate pregăti orice fel de alt pește în felul acesta. Sunt Gina Bradea. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai gătim împreună și alte rețete simple și gustoase. La revedere!